Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Brawl Stars, unde tatăl ciudat și strict mi-a controlat contul de Brawl Stars. Așa că stai până la finalul acestui video pentru a vedea tot ce m-a pus tatăl strict să fac. Dar înainte am o provocare pentru tine. Apasă pe like și pe subscribe cu codul, iar apoi scrie în comentarii am reușit pentru a avea șansa de a apărea în viitoarele mele videoclipul. Ok, ieșim de aici, de la Brawl TV, și tatăl stream a invitat în party, ca de obicei tatăl ăsta stream mă invită în continuu în party. Ai zis că nu mă trolai. Se pare că tatăl stream ți-a dat seama ce am vrut să fac în ultimul video, cel care dacă nu l-ați văzut, îl vedeți neapărat înainte de acesta, unde l-am trolat pe tatăl stream. Se pare că tatăl stream a văzut videoclipul pentru că și-a dat seama că l-am trolat. După cum observați, este foarte, foarte nervos. Mai are nevoie de 4 trofee până la 1000 pe clubul Street, ca de obicei nu s-a mai întâmplat nimic, dar v-am spus, imediat o să fac un video atunci când voi descoperi ceva. Ei, să te iert, va ierta tatăl Street oare? Nu știu ce să zic, pentru că practic e un tată Street, deci nu prea știu ce să zic despre asta. Scrie în continuare, hai să zic ce va spune, dacă da, trebuie să faci ce zic eu. Ok, se pare că tatăl Street vrea să-mi controleze contul, deoarece l-am trolat și vrea să și ia revanșa din câte observați. Ce mă va pune să fac, pentru că îmi va controla contul tatăl Street, pentru că se pare că a descoperit videoclipul și a văzut videoul în care l-am trolat. Du-te și aruncă monitorul pe geam. Ce mă? Cred că nu începem tocmai așa, ok? Hai să jucăm două showdown. Ah, ok. Ok, sper să nu mă pună să cumpăr vreo ofertă sau cine știe ce vrea tatăl ăsta să mă pună să fac. Dar deocamdată el vrea să jucăm un meci de două showdown, adică what? Oricum, eu voi face numai ce-mi spune el. Ok, am murit. Hai să vedem ce ne mai pune tatăl strict să facem, pentru că am dat un meci de două showdown, doar că am murit extrem de repede. Așa că să vedem ce zice, câți bani ai? Am 17812, așa că să-i scriem aici, i-am scris chiar a... Ok, what? Nu atâția, bă, alo, 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 am 17812, ce puțin. De ce nu vrea prostaxul să-i zic? Oh, ok, nu se poate zice, nu. Aoleo, ai bănuțe de bani? Bă! Ok, am încercat, eu zic că aici tatăl să iei câți bănuțe am, doar că pur și simplu apără o seluțe, dar pe la urmă a înțeles și am zis că am 17k. Și ce vrea să mă pună să fac cu ei, adică nu vreau să-i consum sau ceva, adică sunt destul de mulți. Cumpără hypercharge pe baz? Ce mă, dar nu vreau niciun hypercharge pe baz. E ce baz? Să mă pune să cu... Ok, dar nu pot să cumpăr hypercharge pe baz, pentru că nu am power 11 pe el, deci ce să vezi, nu pot să fac asta, pentru că n-am power 11 pe el. I-am scris că nu am power 11 pe el și nu pot să cumpăr, din păcate. Din păcate? Ce mă, din fericire? Pentru că niciun caz nu vreau să-mi consum bănuții ăștia. Dă-i level up, nu pot, pentru că nu am de, n-am de ajuns de power points-uri. Se pare că scrie din nou, tatăl Street îmi spune acum să dau level up la orice brawler. O să-mi termin bănuții ăștia și în niciun caz nu vreau acest lucru. Până să termin banii, bă, nu se poate. Zice, bă, ce mă? Ok, îi dăm upgrade lui Barley, îi dăm din nou lui Barley, îi dăm lui Sprout, îi mai dăm, îi dăm lui Rosa, îi dăm și lui Nita, și lui Brock. Nu vreau să termin toți bănuții. Uite, îi dăm lui Max, îi dăm și pe Jackie, mai dăm și pe Daryl și cred că chiar nu mai pot, uite, pot pe 8-bit, nu se poate, uitați-vă și eu îmi termin toți bănuții degeaba, pe El Primo. Pe cine mai pot? Penny. De ce? Uitați-vă și eu îi dau upgrade la toți. I-am terminat pe toți, i-am 482 de bănuți acum, ce mă? Câte gemuri ai? 106 am, deci hai să-i scriem, sper măcar să se vadă, să nu apară steluțe, deci 106 gemuri, îi vom scrie chiar aici. Ok, se pare că apru și ce mă face să cumpăr și cu gemul ăsta? Nu vreau să cumpăr toate prostiile cu gemul, nu se poate ceva. După ce că m-a pus în consum toți banii și am 482 de bănuți, o se poate ceva. Cumpăr un schimb pe Rico? Bă, nu! Nu vreau să cumpăr un schimb pe Rico. De ce să-mi consum gemurile? Hai să-l căutăm pe Rico și să ne... Dacă putem cumpăra un skin pe el. Și l-avem aici pe Rico și singurul skin care îl pot cumpăra este chiar acesta, Firefly Rico, cu 79 de gemuri. Și da, din păcate trebuie să-l cumpărăm, pentru că așa ne-a spus tatăl strict și o să-mi consum aproape toate gemurile și l-am cumpărat. Uitați-vă și voi, am luat skinul acesta pe Rico. Și hai să-l punem, uite, am primit și un pimpel. Hai să-l punem ca să-i arătăm tatălui strict că
chiar am cumpărat? Ha ha ha, bă, nu, de ce uitați-vă și voi? Tatăl strict râde de mine și el se distrează când eu mi-am consumat gemurile, bănuți, mi-am consumat toate chestiile. Tu chiar l-ai cumpărat? Bă, uitați-vă și voi, tatăl strict se distrează și râde și... Bă, bună, bă! Tatăl strict îmi spune acum să scad trofee pe stuc, ai prea multe! Ce, mă, nu se poate așa ceva. Acum trebuie să scad trofee pe stupă. Nu, de ce, de ce? Trebuie să-i lași să te omoare. Nu, de ce, nu vreau să fac chestia asta. De ce să scad trofee pe stu? Nu se poate așa, dar nu vreau. Am cel mai multe trofee pe el în momentul de față. Și tatăl strict mă pune să scad trofee pe el. Bănuiesc că cel mai ușor mod prin care să pierdem e să ne băgăm amândoi în zonă, pentru că așa voi scade trofee, deci hai să aștept să vină zona. Nu știu ce face tatăl strict acolo, doar că bă, că tatăl strict a murit, deci o să aștept să vină zona. De fapt, mai bine ne băgăm în niște jucători și așa murim și mai repede, dar nu vreau să scad trofee pe stu. Primul meci pierdut, minus 5 trofee. Acum ne vom băga din nou un adversar ca să pierdem și o să pierd din nou 5 trofee. Nu, uitați-vă și voi, deci acum am pierdut minus 10 trofee în total, ba nu, minus 11 trofee, că acum m-a scăzut minus 6. Cât mai pune dați la asta strict să pierd, m-a scăzut cu încă 5. O să ajung de la rank 24 la rank 20. Încă minus 5, minus 5 și încă minus 5 și din nou încă minus 6 trofee. Am ajuns la 527 trofee pe stu, deci de la rank 20 4. Uitați-vă cât am scăzut. Gata, e destul. Măcar nu m-a pus să scad până la rank 20, dar totuși. Uitați-vă cât de multe trofee am scăzut și nici măcar acum am cele mai multe trofee pe Mandy, nu pe Stu. No, și acum mă pune Dazzle Street să cumpăr XP Doublers cu toate gemurile. Deci undeva pe shop ar trebui să fie XP Doublers sau ceva de genul acesta. Nici măcar nu știam că se poate cumpăra cu gemuri așa ceva. Și da, uitați, chiar aici cu 25 de gemuri XP Doublers. Dar n-am nevoie de așa ceva! De ce aș cumpăra chestia asta? Ce se va și voi? De ce? Și se pare că am cumpărat și acum mai am 2 gemuri. Nu se poate și ceva, am rămas cu 2 gemuri. N-ai cum așa ceva? Uitați-vă și voi, ce se întâmplă, mă? Nu se poate așa ceva. Se pare că tatăl strict scrie din nou ceva pe cea. Nu mai vreau să mă pună chestii pe bune acum. Câte chestii m-a pus să fac, m-a pus urmă de chestii să fac. Uitați-vă și voi, 2 gemuri, 482 de bănuți. Nu se poate așa ceva. Reroll la toate questurile. Bă, de ce o să-mi consum toate rerollurile? Nu se poate așa. Păi și eu după, pe bune, nu o să mai pot să dau niciun reroll apoi. Pentru că va trebui să aștept, nu știu, ceva timp. Va trebui să aștept sau ceva de genul acesta. Vom da reroll la quest-uri, pentru că va trebui să mi le consum pe toate. Mai am 2 reroll-uri. Hai să dăm reroll și nu o să mai am niciun reroll după. Și după cum observați, 0 din 5 rerolls available, scrie chiar acolo. Și peste 3 zile sau ceva de genul ăsta o să mai pot să dau reroll, doar că din băgate acum nu o să mai pot da reroll din cauza tatălui strict. Din nou scrie ceva, nu, de ce, nu, câte mă mai pune să fac, nu se poate așa ceva. Nu mai vreau să mă pună nimic să fac, deci uitați-vă și 2 gemuri, 482 de bănuți și am scăzut o grămadă de trofee pe stu. Uitați-vă și eu, de la tier 24 până la 527 de trofee. Va trebui să... La ce se referă tatăl strict? Nu știu ce vrea să zică. Din nou scrie... Oh, nu se poate. Ce vrea să fac? Nu înțeleg ce dorește să fac. Asta nu e bine deloc. Dați neapărat pe butonașul de like. Pui la profil poza clasică a Brawl Stars-ului. Ce, mă, dar nu vreau să fac chestia asta. E cea mai nașpa poză de profil. Uită-te și tu, cea mai nașpa poză de profil. Uitați-vă cum arată contul meu cu poza asta de profil. Ce asta, mă, nu se poate așa ceva. Uită-te și tu. Ok, și acum din nou scrie. Câte mă mai pune să fac? Nu se poate așa ceva. Schimbă-ți numele în alb. O, pe bune. De ce? Uite-te și tu cât de urât arată contul meu acum. De ce mă pune să fac toate chestiile astea? Uitați-vă și din nou scrie. Nu se poate așa ceva. Ce mă mai pune să fac? Uitați-vă și voi, adică... Uite-te și tu cum arată contul meu acum. Apropo, scrieți în comentarii cuvântul strict dacă ați rămas până aici pe video. Sunt curios cine a rămas până aici, așa că scrieți neapărat cuvântul strict în comentarii. Și tatăl strict din nou scrie... Acum va trebui să te culci. Ok, deci bănuiesc că... Oh, a dat kick. Ok, deci bănuiesc că asta a fost.
Știați-vă și voi cum arată contul meu acum. Am 2 gemuri, 482 de bănuți și am scăzut o grămadă de trofee. Adică după cum observați acum am 35.905 trofee. Și când am început videoclipul aveam 36.950 de trofee. Deci am scăzut extrem de multe trofee. Dar se pare că cam asta a fost. Așa că noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!